Ei hey eu, Catrina, din nou, bun venit la un episod de ou cu Catrinușa noastră s-a bun revenit celor care sunteți urmăritori fideli. Începem de aici pentru că am uitat să dau record de la început, dar n-am făcut mare lucru. Am pornit numai dacii și ne-am dus până aci și aici am dat un complic și ne-am dat cu asta ăsta să căutăm niște Twilight Lexicon și l-am omorât pe ăsta. Și mi-a dat o carte și acum merem mai departe la asta altă. Și atât. Opa. O apăr un apoi în ăsta cu carte. Și o mere mai departe și totul în regulă. Nu s-a întâmplat nimic. Stați liniștiți. Enter dungeon. Ce mai faceți? Cum mai sunteți? care e viața voastră? Stai mă că ăștia ori început fără mie. Habar nu am unde sunt. Unde sunt? A, pe unde ați luat-o? Dragi colegi, iubiți compatrioți. Nu, no. i-am găsit. Îți bine. Nu, no, pe dacă n-au... Treabă... ce să zic eu? Ioi! Vreau să vă mulțumesc uh, că ați fost atât de drăguți în comentarii. Așa frumoase comentarii mi-ați lăsat la ultimul video. Super! Super sunteți! Mega! Mă așteptam să nu dorm bine noaptea, dar totuși am dormit foarte bine, să știți. Și toate comentariile le-am citit. Foarte bine! Deci vă mulțumesc încă o dată că sunteți așa de frumoși și deștepți de Nu, no, acum asta trebuie să se supere pe noi sau care e faza? Ce, ce, trebuie să se întâmple? No, thank you for freeing me. Nicio problemă. Weekendul ăsta am ieșit cu colegii la cafea. Uh, am niște colegi din, uh, din zona acum, zona, relativ zona. Și cu ei nu mă prea văd aproape deloc. Dar au venit pe la mine prin oraș și am zis că cum adică să nu ne vedem și să mai povestim și să ne mai iubim un pic, că na, e, e, o colegă foarte drăguță cu care mă înțeleg foarte bine, e una dintre project managerii mei și mi-e foarte, foarte dragă. Bă, dar ce fac ăștia aici? Am terminat, mă, de ce trebuie să-i culegeți pe toți? Că asta nu înțeleg. Și de ce te vă tăplimbați? Să-ți o într-un loc dacă tot facem aoi. nimă, Așa. Apropo de colegi și cafea, hai să vă povestesc. Când aveam încă birou, aveam uh, apă și cafea din același loc, același furnizor. Am poate știți cine se ocupă, n-are vă mai spun eu. Dar oricum nu contează. Și nu era extraordinar de bună cafeaua, dar era bunicică. Și la un moment dat vedem că sub biroul nostru, imediat ce cobor pe scări de la biroul nostru, apar niște gagici pe un spațiu foarte, foarte mic, apar gagicuțele astea și vedem că tot aduc. Ba, aparate de cafea, ba, cutii cu cafea, ba, chestii de astea. Și, evident, ne-am bucurat noi că, o ce tare. No, o să bem din când în când, o să ne permitem să bem o cafeluța mai bună. Și după ce s-au instalat fetele noastre de jos, ce s-au gândit ele așa? Din bunătatea sufletului lor au zis, hai să le ducem așa o cafeluță la și de sus, așa una de gust. Deci, bă, cafeaua aia, nu știu cum, da, atât au fost de rea. Nu, nu știu ce băutoare de cafea și mare critic de cafea, Da, așa au fost de spălăcită. Că n-aveai, deci n cum să bei. Nimeni din birou n-o băut-o, Bă, ceva e în cu cafeaua asta. Și după am început să facem mișto. Noi am acolo de cafea și am zis că fetile astea de jos cu cafeaua au spălat aparatele și ne-au dus apa după cu care au spălat ele aparatele. Deci așa, spălăcite, nu știu cum da, nici nu au rezistat mult. Nici noi n-am rezistat mult acolo, ca idee, dar nici ele nu rezistat mult. Deci nu cred, într-adevăr, unde am avut noi birou, nici nu prea aveau, vad comercial, deci nu, ce să zic, nu era la vedere, nu era neapărat în centru uh, greu ar fi găsit lumea, numai dacă și-ar fi făcut ceva marketing de-asta mai agresiv, unde să le povestească despre locul ăsta. Era și foarte, foarte micuț locul, cred că închepeau vreo 7-8 persoane și alea înghesuite. Cred că mai mult ar fi vrut să fie un coffee to go, poate, dar foarte rea cafeaua. Poartirea, nu știu cum. Și evident că ele, drăguțele de ele, când i-au dat cafea, au și zis, da, păi vă mai așteptăm pe la noi. Da, niciodată nu s-a dus nimeni, cel puțin nu noi. Plus că, într-o perioadă, m-am și lăsat de cafea cu totul, eu ai cățel. Mi-a omorât cățelul. Oh my god. Oh my god. Eu cred că suntem în pericol. Adică nu știu unde mi s-a dus cățelul, dar toți aia care mi a omorât cățelul cred că o să vină încoace. coace. Cine să ia? Cine să Nu, 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 e... nu să ia, dar cine să ia? What the heck? Nu știu dungeonul ăsta, n-am mai fost. Nu știu eu de astea. Ia, știa să bat, știa mai talk. Acum vorbesc ca iurea unui tabără de altă tabără. Că păi nu cred că au treabă. Ăștia au treabă cu ăștia Nu știu. Zic și eu. Abar n-am. Nu știu ce se întâmplă. Nu știu de astea. Bă, dar mai sunt ce mulți. Bă, câți vin. Stați că îmi dau eu jos că mi Am încălzit aici că tot trebuie să atac aici atâta lume. Eu am crezut că rapid eu să trec pe dungeon-ul ăsta, dar se pare că nu e chiar așa de simplu. No. Iar comentează cineva. Oi la alți? Niciun răspuns? No. Păi, uh, nu știu ce să vă zic. Uh, să fiți sănătoși. Puc până acolo să lutez pe cineva. Roach. Gata, fug, în, fug în -apoi că aici am tancul. Holy things, ăsta cred că l-am mai văzut. Ce bine îmbrăcat-i. Și am ce se întâmplă totuși. Explicați-mi și mie. Ia fi atentă ce scut are. Șmecherie. Uite, ia, 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 a apărut aici. Minunăția asta pe dragon. Și am o dragonul. Dar de ce am luat agru? Spell power, dăm pace. Spell power-ul tău. Restore 6 mana, increase critical strike. ăsta e pentru spellcaster și ăsta atât spellcaster. No, păi da, totuși. Pentru noi, nu? Un chest, ceva, că fix am rămas așa cu ele tot de level mic. Nu no, lasă că oricum mă duc dincolo și când trec de portalul cela, vedeți voi numai. A chiar nu ne găsesc portal la alianță. Uh, cred că eu i-am luat pe mine. Îmi cer scuze. N-am vrut. Eu, eu am făcut toată treaba asta. Din cauza memory imediat. Nu. Nu că suntem ok. All good. all good. All good, all good. Hai să vă spun un fun fact care l-am învățat și eu recent. Dacă pui mâna pe un obiect, știi ce textură ar avea sau cum s-ar simți dacă ai pune și limba pe el? nu e interesant. În funcție de ce textură are la mână? Tu știi deja cum s-ar simți la limbă. Opa, mor că să pit, e că să pesc, murim. Nea să vedem. Palacul a murit, toată lumea a murit. Uf, indeed. No, amu, o... numai să știm să mergem înapoi. eu, habar n-am Nici măcar nu știu unde e. Unde -s? Ce -s? Burning? Burning steps? Not healable. Știi mă, că aș fi avut pe aici multe questuri. În Western Plaguelands. Și unde m-aș mai fi dus dacă chiar era cazul, da? Nu e cazul. În uh, Winter Spring. Că cred că, am mai zis. Da, da chiar dacă... Și, 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 statuia vieții e asta. Eu era să mă arunc în lavă. ei Da, nu, întrebarea este unde îi. Sau care oi Că nu e aici. Nu e. Bine. Mă numai dacă îmi dau ăștia resurrect când rest. Abar n-am unde îs. Abar unde mă duc. Nu se știe. Trebuie să scriu la asta. I'm trying. I'm trying, but I can't. Să zic. Maybe it's a good idea to rest me. Yes, please. Abar n-am unde îs. zici că -s... e cată de pe lună. am the tail girl on the ground. Nu e aici. No, nu numai. Deci, chiar. abar nu am îndeus. Cred că nu trebuia să vin în jos. Cred că trebuia să rămân pe sus. Thank you. Au. Era sa si mor. Uh, tu laiham like ar da pa noi iar murim ca eroi. Na, no, na, no, tașca, tașca a fost bine. Na, bun. No vorbeam de treaba cu limba. Da, foarte interesant. Um. Eu cred că treaba asta de când eram copii, când ești bebeluș, tot le bagi în gură și de atunci s-a obișnuit corpul cu tot felul de texturi. Și nu numai că vă știu și vă văd și mă știu și pe mine, uh, și mi-e -mi plăcea să rod pixuri sau să rod ce aveam la îndemână când eram mai micuța. Acum nu că da. Văd cât de fragili îmi pot fi dinții și cât i-or pățit alții și tin să nu mai rod. Da, am un coleg care încă roade pixuri și îl tot cert. Când eram la birou, tot îl certam să nu mai te pe pixurile alea. Da, încă cred că o face pe acasă. Și îl rodea, deci, efectiv, zici că îl mânca. Fii atent ce nume i-o putut da. The Beast. <sus> Au! Gift of Naro. De ce e cap de schelet? Nu și -a murit cineva. Au, hai că-l putem face. Eu așezăc. Ai, ai, super. Bun, dar să vă mai povestesc chestii de astea mărunte. Să știți că am fost în America. A fost foarte fine, Ne-a dus firma, pe mie și pe încă o colegă, ne-a dus uh, să facem training. Da, griji, că ăla numai training nu a fost. Adică ne-am dus acolo și deja na, ne cunoșteam virtual cu colegii de acolo, că deja lucram cam de un an la firmă. Și s-au gândit ei că ar fi frumos să ne ducă, să facem training pe bune, având în vedere că na, în România nu prea ai unde să înveți ce să lucrează la noi. Și ce am făcut de fapt? Ne-am dus și am lucrat de acolo ce ar fi trebuit să lucrăm din România. Dar, bineînțeles, eu am profitat la maxim de perioada asta și am învățat tot ce am putut învăța. Am pus toate întrebările din lume și m-am împrietenit cu, cu colegii de acolo. Foarte de cașcă au fost. Majoritatea nu mai ies din păcate la firmă. Mentorii mei e pe atunci nu mai ies la firmă. Dar oricum au fost foarte fine. Uh, am fost și în New York. Firma nu era din New York, dar am făcut un trip până la New York și m-am plimbat acolo un weekend întreg pe New York cu un, cu un coleg de lucru, cu care mă înțelegeam foarte bine. A fost chiar fine. Jetlag-ul a fost nasol, deci în prima săptămână am stat o lună acolo. În prima săptămână, poa a fost horror. Dar după aia chiar ne-am revenit. Ce mai fost interesant a fost, mi a prezentat niște slide-uri, ne da niște slide cu ori în funcție de ce procedură aveam noi la, la momentul respectiv. Cum ai primul meeting cu clientul, ce slide că ai, cum faci prezentarea. După aia, când vine execuția scripturilor, că de obicei clienții executau scripturile și atunci aveai un slide deck cu uh, modul de execuție a scripturilor și ce trebuie să le prezinți. După aia mai era un slide deck cu toate documentele pe care le facem în timpul validării. No, și am trecut prin slide urile respective și ne-au arătat cum se prezintă și după aia am făcut noi prezentarea cumva acolo de față cu toată lumea și am primit feedback. Ceea ce a fost interesant. Deci ăla pot să zic că a fost singurul training pe care l-am făcut. Wow, sorry. Deci am murit așa dintr-una, nu? Că parcă aveam viață și la un moment dat a fost pac și gata. Bosulica asta nu se joacă în generalul. Nu. No. ci până la urmă nu trebuie să-ți facă training ca să poți să uh, crești. Dați un res careva. Da, uite, Vine un res. Mm, știți Știți, uh, este o dilemă și zice că dacă plantezi o sămânță în grădină și ea nu crește, pe cine dai vina? Pe sămânță că nu a fost bună sau pe... Stați-mă! Ce? Deci o și toată lumea, stai! Ta Hei! Nu, nu, vă supărați! Dar n-am terminat! Nu, eu nu înțeleg de ce am ieșit. Ne mai înscriem. Whatever! Na, no, și întrebarea era da, vina pe sămânță, sămânța a fost beteagă, sămânța a fost stricată și nu a crescut sau dai vina pe environment și zici că, băi, nu a avut apă suficientă, nu a avut nutrienți destui, nu a avut lumină destulă. Hm? Oare cum îi treaba? Nimic cum i-a omorât pe aici cineva. Un prietenaș. de 80. De ce, mă? uite uite, uite uite, uite uite, uite uite, uite uite, uite 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 să nu mi-l omor, te rog, mulțumesc. O, oh, nu. Na. Și eu sunt o persoană care tin să dau vina pe ambele părți. Sinceră să fiu. Sinceră să fiu. Adică s-ar putea nici să sămânța să nu fi fost destul de puternică să iasă, din carcasa ei, sau să nu fi fost destul de puternică să uh, iasă din pământ și atunci moare acolo sufocată sub pământ, dar s-ar putea foarte bine să fie problema și environmentului. Adică într adevăr, nu au avut destule resurse, n-au avut destul apă, n-au avut destul lumină, n-au avut destule minerale sau ce mai trebuie ei. Uh, depinde de la caz la caz. Și asta am învățat o, na de când eu manager, sunt anumite persoane care nu vor mai mult. Ele fac strictul necesar cât trebuie. Atâta cât trebuie. Și atât. Uh, nu vor. Nu vor mai multă responsabilitate, nu vor să-și bată capul mai mult, nu au motivația interioară de a se dezvolta. Și pe cealaltă parte, nici nu ascultă Adică, degeaba spun asta, fă cealaltă, na, nici vorbă, nici poveste, nici oricât aș fi acolo să îi ajut, cel puțin mi așa, mi s-a întâmplat, -au, au trecut multe persoane pe sub mâna mea, aș zice, și a, foarte puține au avut capacități să facă ceva. Foarte puține persoane au reușit să-și depășească propriile limite sau să-și le descopere, mai bine zis, sau să încerce să le descopere. Ah, hai să ne teleportăm acasă, că e mai ușor așa, și de acolo mai luăm niște questuri. Acum, chiar dacă persoanele astea nu s-au dezvoltat, asta nu înseamnă că este absolut vina lor. Poate, stilul meu de management nu le priește. Adică cum fac eu lucrurile nu îi motivează sub nicio formă. Asta nu știu ce să zic. Deși cu persoanele astea am încercat mai mulți stiluri de a le motiva, dar nu funcționa niciunul. am uitat să vând prostiile astea de pe aici. Hai să intrăm în dungeon. Deci în concluzie eu cred că ambele sunt adevărate. Și că nu o să știi niciodată care e problema. Nu o să știi niciodată dacă resursele nu au fost cele care trebuiau sau sămânța au fost defectă. Știți ce mă gândeam să vă cer pentru cei care merg la sală? Și Catrina merge la sală, să știți. <laughs> Am o de ceva vreme nu regulat. Cam de trei ori pe săptămână, cam șase luni pe an, după aia o pauză de două, trei luni, iar încă vreo trei luni sau câte ori fi. Deci nu o să uh, gym body de la foarte iubitor, dar îmi dau seama că pe termen lung uh, e foarte important să-ți menții sănătatea fizică. Mai ales că eu stau atâta pe scaun, zi de zi de zi, nu numai pentru lucru, ci și pentru făcut de video și editat și toate cele, am nevoie de un pic de mișcare. Alta decât să mă ridic și să mă duc la frigider. <laughs> și problema mea este că mai de, nu mai de mult, da, da mai de mult, era um, YouTube Mix și în funcție de ce melodie ascultai tu, YouTube-ul îți făcea un mix cu melodiile respective și îți mai punea el niște melodii. Nu, no, se pare că nu putem să facem instanța asta. Așa că nu numai pentru XP. Which is nice. Că imediat fac 5 Și la 60 ne luăm un devil's și plecăm. Oare ce tocmai am spus? Abar nu am. Abar nu am. Mi-am adus aminte. Vai, deci cât m-am chinuit să-mi aduc aminte. Nu vreau să opresc înregistrarea și să mă uit ce vorbeam. Vorbeam de sală. Așa. Deci mai de mult era uh, mai mix ăsta în care YouTube îți făcea uh, playlisturi cu muzica pe care o ascult și mai băga câte una nouă în playlist. No foarte bine și frumos. Problema este că, acum nu știu de ce, strict pe telefon, când scriu My mix, îmi dă tot felul de mixuri de-astea făcute de lume. Ceea ce nu îmi place, în mod special. Și atunci vreau să vă întreb dacă voi aveți sau dacă aveți în general un playlist de melodii faine care ar mere pentru workout. Că mi îmi place să mai descoper chestii noi. De-aia îmi plăcea lista aia făcută de domnul YouTube. Ca la... Făcea mai multe mixuri ca la Spotify. Dar m-am lăsat de Spotify că atâtea reclame sunt de mă zăpăcește. Și ascult la căști youtube la sală. No. Și atunci am nevoie de un playlist făcut, frumos și nu mă interesează dacă sunt melodii uh, care nu le ascult de obicei. mi place să și descoper chestii noi de obicei. Așa se întâmplă, cel puțin mie așa mi s-a întâmplat, că atunci când am avut nevoie, tot timpul mi-am găsit melodiile potrivite. Când eram în crize existențiale, îmi găseam câte o melodie care se potrivea perfect pe ce trebuia să fac la momentul respectiv și starea de care aveam nevoie. Și de aia eu mă atașez emoțional de melodii și sunt melodii care mi-aduc aminte de o perioadă din viața mea sau de o întâmplare din viața mea. Și cred că acum e momentul să mai descoper niște melodii noi. Așa că dacă aveți uh, playlist playlisturi pe care le ascultați și vă plac și credeți că ar merge făcut și sport, o să vă rog să mi le lăsați în comentarii. Mulțumesc! Shadow Forge, Gate, ăsta nu putem deschide. Iar foarte încântată e faptul că vreți să... Am primit vreo două comentarii. Iară schimb topicul, da, nu contează. Ești foarte încântată că vreți să facem hardcore. Nici deci cred că o să fie foarte amuzant pentru mine, cel puțin, să fug atâta de mob și să mă oferesc să nu mor. Doamne, fieri! Mă trebuie să investighez ce am de făcut și cum cum, cum, fac hardcore-ul? Că habar n-am. Trebuie să investighez. Deci după ce ajungem la 80, facem și hardcore. Nu o să dureze nu știu cât. Nu vă, nu vă închipuiți că o să fie nu știu ce serie lungă, că nu o să fie. Mai am? Mai am arrows. No, let's disband atunci. Cool. Am plecat. Am dat join iară. Bine, unde merem? Aici jos, așa -i? Ce este? e ăsta Să iau quest. Humble offering. Bine, Mere mai departe. Dar dacă facem... Nu, no, bine, acum nu... Nu așa. Teoretic, dacă facem un hardcore, trebuie să ne gândim. Nu să ai la alianță, la hordă și ce clasă ne alegem. Eu aș prefera măcar una cu heal. Ca să nu murim chiar așa de prima, să am cel puțin o șansă. Na, no. complete quest. Uite, am văzut 5-9 du-te mă de aici. Noi nice, să ne mai punem mai trei puncte de talent. Wow. No, ăsta mi-l trebuie. Să ni l luăm pe Devilzaur. Și un punct aici. Oh, Heart of the Phoenix. Ne să ne punem noi Heart of the Phoenix aici. În loc de ăsta. Nu știu ce este. Whatever it is. Bun. Na bun. Ce e asta? Twilight text? Ceva. Ei, păi hai să mergem să mai facem pe aici, nu știu ce mai avem. Iară pe la oameni ăia. Am văzut că sunteți foarte activ pe Discord și îmi tot dați friend request. Să știți că v-am dat accept la toți. <laughs> Mi-ar plăcea să mai comunic cu voi că sunteți foarte simpatici. Dar mi se pare că Discordul e cam greoi de comunicat. Nu știu, nu știu de ce am impresia asta. Dar nici n-aș ști ce altceva. Că m-am gândit. Maxim, aș mai putea face community posts. Să vă mai împărtășezi în chestiile care le mai fac. Sau ce se mai întâmplă sau whatever. Așa ce, s hotărât să nu facă boss -ul. Văd că l-au marcat acolo jos, bosulică, Dar nu vor să-l facă. A, mai creștem în level. Ce să zic? De nu știu de ce, dar creștem foarte repede. <laughs> Cu <mere. laughs> What are you doing, man? De ce îmi zice la tăti că e imun? Imun la ce? Imun la săgețile mele? Cum adică să fiți imun la săgețile mele? Halo. ce îmi place de druidul ăsta că trimite muște. de băzie pe, pe mobi. Accept. Și pot să o întreb ce faci? Cum ești? Continue, please. Fascinating. Continue, please. I'm going to have to kill something, aren't I? We live in a world of endless tragedy. <laughs> oh my god, very sad tale. Thank you, spirit. <laughs> N-am citit nimic. <laughs> nu m-am răspunsurile pe care le-am dat eu. Nu pare că am fost foarte atent. <laughs> nu pare că Catrinușu a fost foarte atentă la povestea care i-s-a spus totuși. Ia, <laughs> yeah, Spirit Healer. Hey, hey. Hello. She dead. <laughs> mă colțuleț, mai ai purici. Ce mai scarpini? Nu am să mai pe scarpină. Mă trebuie să zic că nu ești foarte frumos. Nici ca statuie măcar. Mere mai departe. Și eu cred că m-aș preda din, din star dacă ar trimite asta muște pe mine. Da, hello, lume. Așa da, nimă la ei. Dar de ce ne-am învârtit tot o rată? totuși? Să o murăm pentru XP? Da, să vă arăt ce mi-am mai luat. Unde ești? Ni! Prairie dog! O știți pe micuța aia, care... <laughs> Revege un urs și tot străga Can I pet that dog? <laughs> și tot îi zice nu și e tot, tot mai tare. Can I pet that dog? Dacă nu știți, vă pun să o vedeți că e atât de dulce. Așa cum mi-am luat și eu un prairie dog, ce drăguț e. Can I pet that dog? <laughs> Super simpatică e fătuța. De fapt, nu cred că vă pun să nu am copyright pe ea, vă pun în descriere link Nu știu cum are treaba asta cu copyright-ul. no, No. Am cheie. Da, am cheie pentru ușa aia. no, am deschis ușa. Nu v-am mulțumit pentru încurajări. Mulți mi-ați lăsat comentarii vis-a-vis -vis de ce v-am spus de nou loc de muncă, nou loc de muncă, nou post pe care o să-l ocup și mi-a spus că o să fie bine și vă mulțumesc frumos de încurajare. O să-mi fie dor de echipă, că nu o să ai o echipă și să ai tot timpul cu cine vorbi la aproape singură, că o să mai am încă două persoane în echipă, da. nu, nu, sunt foarte ok, dar nu mi se pare că sunt foarte vorbăreți. Nu, nu ne cunoaștem așa de bine cum vom cunosc echipa. Și o să-mi fie un pic greu la început, cel puțin, bineînțeles că o să mai intru cu oștia, să mai povestim, să mai aud ceva cumva, dar, uh, cel puțin, pentru început, eu m-am gândit că ar fi mai bine să nu interacționez cu ei așa de mult. Pentru că instinctul o să fie să mă întrebe pe mine, auzi, dar cum facem aici, cum facem dincolo, ce părere ai de asta și nu aș mai vrea să le influențez munca. Aș vrea să meargă direct la șeful lor și să întrebe. Că vă dați seama că în locul meu o să vină cineva din state. Deci o echipă a fost preluată de cineva din state când am plecat eu. Și no, nu vreau să mă bag peste nimeni. Cu toate că eu zis, păi nu e nicio problemă. Că și dacă te întrebăm pe tine, cum o să ne trimiți acolo. Deci nu e <laughs> nicio problemă. <laughs> Cred că nu ne aducem noi aminte că trebuie să facem asta, să ne aduci tu aminte. no, o să văd. A, să vă zic o fază funny. Uh, acum ne-am întâlnit uh, șeful meu actual, care e super de treabă. A făcut un meeting cu noi de la servicii care suntem. Și am intrat în meeting și zice, no, bine ați venit bla bla. ce, nu, no, dăm cameră, nu dăm cameră. Și tip asta de peste mărșițări, care mă place mie, iar repede eu dau cameră și zic, nu no, bine, atunci hai să dăm cameră <laughs> și pornesc camera pe Zoom și știți că la Zoom poți să pui background-uri și um, am mai făcut mișto că, no, cu echipa mea, pot să fac o grămadă de miștouri și am făcut mișto mai zilele trecute și mi-am pus o poză cu o plajă și cu un cățel care își face treburile pe plajă. <laughs> și când am pornit camera, am uitat că am background-ul ăla selectat. Și s-a pornit acolo, toată lumea de meeting o râs. Eu, dar nu știu cum au fost toți așa de pe fază, că eu cum am văzut că apare poza, am și închis camera. Dar n-au văzut. Și au început să râdă de mine și... A zis, mai pun eu odată, o dată, mă, o vadă toată lumea clar. Da. <laughs> și am scris la șeful meu că, având în vedere că le-a plăcut așa de mult fundalul meu, pe data viitoare poate să ceară el ca fiecare să-și pună un fundal la la zoom să mai râdă unul de altul pe acolo. Da, noi tăi ne învârtim și tot apar sau ăsta altu'? fain, e altul? E foarte faine undalurile alea de la zoom. Îmi place să mă distrez cu colegii pe, pe burda astea. Dacă rapid el am bătut și pe Bosulica ăsta. Gata! Nimic că n-am terminat. Cât e de lungă ăsta, mă? Cred că trebuie să-mi fac ordine în bagaje. Știu ce vând, ce nu vând. Ia, ce e micu asta? Cu ăsta Very interesting. Oh! Crossbow. Yes, of course. I need this. Thank you very much. Plate. Nu-mi no, trebuie neapărat. Unde oh, yes, ești crossbow? Treci în coci. Minunat. Na, gata. I-am terminat, așa Putem ieși? Vreți să ieșim? Nu zice nimeni nimic? Am ieșit. Nu mai înscrie în nu. Da, 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 eu îmi crești și nu face 60 <laughs> și nu mai trebuie să facem pe aici. Hai ca tracem până acasă să dăm complet la quest și să vinem toate astea care nu ni le trebă. Ni se ample bagurile. Degeaba. Am vândut toate prostiile. Am o merem să dăm complet la quest. Peace be with you as well. Complete quest. No. Ce cu asta vieții am aici? No, anyway, mă duc aici la, o, la oamenurile astea de aici. Deci, închipuiți-vă, mă, am ajuns la level 60 și nu m-am bătut cu niciun hordac. De când îți hordaci așa de pașnici? Eu nu înțeleg. E halucinant. Serios. Mi se pare ceva din e crezut. Uite, pe ăla trebuie să-l trebuie să-l clicălesc. Au, m-au curentat. Am măcar s-o pus? Da. No. Bet știe că din e se știe rupe Rupel colțuleț, mâncă-l de viu, nimă la el. Da, s a întâmplat ceva? Summon Lord of nu știu ce. l au sumonat? Opa, nu cred că l-o sumonat. Wishing to be squashed. Habar n-am ce s-a întâmplat. Ah. No. Pentru că nu văd pe aici niciun lorduleț, mă duc mai departe și văd ce se mai întâmplă. Abar n-am. Nu fugi, mă, nu fugi. No, mergem la celălalt trib. Că și acolo trebuie să luăm ceva. Să vedem aici. Sau n-am făcut eu ceva bine. Trebuia altceva să fac. Sau sumonează univa cu în mijloc și eu nu știu de el. Ha! A, mi-a dat fier, doamne, fer. Stai, nu mă ataca. Plec de parte, plec pe marte. Ai că mulți sunteti. Stai să sumonez aici. Și acum trebuie să mă uit acolo sus. Deci habar n-am unde să sumunează și cine. Ca temet. No, bine, stați că ies de aici. O, oh, uite unde îs. Deja sunt pe lumea cealaltă. Să-mi dați și mie un heal totuși. Vă mulțumesc anticipat, nu? Să să-mi prim becu. Tot e mai greu acum în ultimele episoade. Totuși zic că... Am crescut destul de repede. La 60. Câte episoade avem? Ne să vedem. Asta e episodul 23. Da. No. Um, apropo, dacă cumva sunteți în pauza de masă, poftă bună. Și dacă ați terminat deja de mâncat, să vă fie de bine. Sper că ați mâncat ceva bun bun și sănătos. Iar dacă munciți, că știu eu pe cineva acolo care muncește de zor, spor la treabă. Spor la rezolvat baguri. Iar dacă cumva ești vreun coleg de-al meu, ce faci mă pe YouTube mă la ora asta? Duci și muncește. Atât. Am transmis toate mesajele tuturor. Dacă e ziua voastră, la mulți ani, mă bucur că o sărbătoriți cu mine. Uite ce bună ciune, grid, grid. Clar. Ni aici la fată. Imediat o să-l poporta, imediat. Deci, mediu, ok? Aha. Tot uit că am copii și câte mă uit la caracter și mă surprinde faptul că. Am copite. U level 60. Du-te, Gata. Nici nu mai stăm pe gânduri. Plecăm din Silitus. Opa, hopa, Bă, e cam că să pești ăsta. Nu, reușit să-l omorâți. Ce? Trebuia să fac ceva cumva? Plate. Me. Ia să vedem. Mage. Palac. Palac cum dă. Îmi dă oare? Da, îmi dă resurrect. Eu drăguț. Thank you. Bălăcelu voinicel. Hai să beau și să mă încoleacă. Oh, l-am terminat și pe ăsta. Ce leather. Cloth. Grid, grid, grid. Grid, grid. iau eu asta, bine? Live instance. No! Nu, no, ascultă, corțuleț. Nici n-are rost să te pui cu ei. dă -le pace. Merem noi ca ja, Ia, nici e fain. Mă, mă laș, mă. Ia, ja, vine. Aș. Ui, ce șmecheras. Deci numai chestul ăla. Deci chestul ăla mă nervează din nu mai poți. Na no, bun. Ta, câte quest am. Mă apăreți, tăte. Mereți mă de aici. Ne teleportăm acasă. Dăm abandon la tot ce avem pe aici pe Ce quest-uri mai avem pe aici? Peralas. Du-te-mă de aici. Nu vezi că ești gri. Zulfarac, ești gri și tu. Pleacă de aici. Ungorocrater. merez mă, verzuță lor, mă, de aici. Dar cine credeți că mai mere și să plimbă în winter, spring și pe... Astea arătă ce gri. Nimeni nu se mai stresează cu ele. S-a încă în temple, nici ăsta. Și ăsta gri iară. atat. No, atât. Suntem, bine. Na no, bun. Eu zic să ne oprim aci deocamdată. Și data viitoare îl lăsăm pe pă colțișorul nostru la stable și ne luăm un devil zaur. Și vreau să-mi spuneți de pe acum ce nume se dăm la devil sour. Ceva așa să se potrivească cu cum arată. Bine, yeah. aștept propuneri de nume pentru devil nostru. La <laughs> bine! Să aveți o săptămână ușoară și productivă și până data viitoare. Rămâneți cu mine! v pupat! papa. Pa!